În ciuda caracterului amical al partidei, oaspeții au intrat puternic în joc, iar după jumătate de oră conduceau cu scorul de 31-0. Numeroși spectatori prezenți în tribuna de la Unire au putut asista totuși la o replică destul de bună a formației sucevene, care s-a menținut perioade lungi de timp aproape de terenul de țintă advers. La pauză, scorul a fost 0-50, eseurile oaspeților fiind transformate aproape de fiecare dată de către suceveanul Gabriel Conache. Lipsa de experiență și pregătirea fizică deficitară a sucevenilor au fost și mai evidente odată cu startul reprizei secunde. La un sfert de oră după reluarea jocului, bănățenii conduceau deja cu scorul de 0-85. Singurul eseu al sucevenilor a fost reușit în minutul 70, iar scorul final a fost de 5-117 în favoarea formației timișorene.